emoțiile ating cote maxime la Survivor România. Marți 8 februarie 2022, faimoșii și războinicii se vor lupta în jocul de recompensă. Câștigătorii vor primi mesaje de la cei dragi. Daniel Pavel le-a dezvăluit recompensa pentru care se vor lupta, moment în care majoritatea concurenților au izbucnit în lacrimi. Câștigătorii luptei pentru recompensă vor primi mesaj de acasă din partea unei persoane dragi. Pe lângă condițiile extrem de dure pe care le îndură faimoșii și războinicii, dorul de familie se pare că este picătura care umple paharul. Cătălin Smărândescu a avut un moment de sinceritate și și-a dat frâu sentimentelor când a aflat că va avea ocazia să se lupte pentru un mesaj din partea familiei. Îmi doresc din suflet să-i văd, îmi e tare dor, a spus Cătălin Smărândescu cu ochii în lacrimi. Începe să devină foarte apăsător, mai ales că nu ai cu cine să vorbești. Toți sunt atât de detașați, îmi e dor de casă, de părinți, de oamenii cărora le pasă, a spus Otilia. În momentul în care te plângi și te auzi, atunci te panichezi, a completat Cerebel. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!